Povestea României au talent, cea mai populară emisiune TV din România. Pe 20 decembrie 2009, ProTV anunță printr-un comunicat de presă că a cumpărat formatul Got Talent de la firma britanică de producție Fremantle Media. Emisiunea era deja un mare succes în țări precum Marea Britanie, SUA, Australia sau Germania. Mona Segal, producătorul emisiunii, declara atunci că show-ul va intra pe post în toamna anului următor. Pe 18 iulie, postul din Pache Protopopescu anunța componența originală a juriului: Mihai Petre, Andra și Andy Moisescu. Peste câteva săptămâni aflam și numele celor doi prezentatori, Smiley și Pavel Bartoș. Audițiile primului sezon au fost filmate în toamna lui 2010, dar prima ediție s-a difuzat abia pe 18 februarie 2011 și a avut o audiență de peste 3 milioane de telespectatori pe minut. Erau cele mai mari audiențe ale unui program de televiziune românesc din acel an. Câștigătorul primului sezon a fost rapperul Adrian Țuțu, lucru care a stârnit primele controverse din jurul emisiunii. Unii telespectatori au spus că a fost aranjat de echipa de producție ca el să câștige și că în emisiune sunt promovate intens cazurile sociale, pentru că acest lucru aduce, spoiler alert, audiență. Același lucru se întâmplă și la alții, nu doar la noi. După 4 sezoane, Mona Segal și echipa sa părăsesc ProTV, iar împreună cu ei pleacă și Mihai Petre. Toată lumea cânta prohodul postului TV și mai ales al emisiunii România au talent. Aleși pentru înlocuirea lui Mihai Petre au fost Mihai Bendeac și Cabral. Emisiunea trecea de la formatul cu 3 jurați la cel cu 4 jurați, așa cum era și prin alte părți. Problema a fost că Bendeac era încă sub contract cu Antena 1, iar cei de la ProTV s-au temut că nu vor putea difuza emisiunea dacă sunt dați în judecată. Și au apărut alte două nume în juriu. Este vorba de Bebe Cotimanis și Mihaela Rădulescu. Sezonul 5 a debutat în forță, cu noi jurați și o echipă nou-nouță de producție, dar și cu o audiență de aproape 5 milioane de telespectatori pe minut, semn că și fără Mona Segal, ProTV putea supraviețui. Și acest sezon a fost marcat de controverse, majoritatea în jurul Mihaelei Rădulescu. Aceasta i-a spus unei gimnaste de 14 ani că dacă până în etapa următoare nu va slăbi 5 kg, nu va trece mai departe, sau s-a tăvălit în făină. Presa a speculat că Mihaela va fi dată afară din juriu și înlocuită cu nimeni alta decât Andreea Marin din cauza presiunii publicitarilor care nu doreau să-și asocieze imaginea cu astfel de afirmații și de comportamente. Cu toate astea, Mihaela Rădulescu a rămas în juriu pentru următoarele 4 sezoane. Nu același lucru putem spune însă și despre Bebe Cotimanis, care a plecat din juriu după doar un singur sezon. Se pare că era mult prea liniștit pentru a juca rolul băiatului rău. Înlocuitorul său este nimeni altul decât legenda pro-ului Florin Călinescu. Sezonul 6 este primul după 4 ani în care audiența este mult sub 4 milioane de telespectatori. În toamna lui 2018, Mihaela Rădulescu se retrage din juriu, invocând motive personale și este înlocuită de Mihai Petre, adevăratul băiat rău din jurul emisiunii. Cu toate astea, audiențele emisiunii sunt în continuă scădere. El a fost înlocuit în 2020, fără niciun fel de explicații din juriu, de Alexandra Dinu. Ea nu a rezistat în emisiune decât un singur sezon. În același timp, Florin Călinescu pleacă și el din emisiune, acuzând managementul postului că și-a pierdut spiritul pro care exista pe vremea lui Adrian Sârbu. Înlocuitorii celor doi au fost Mihai Bobonete și Dragoș Bucur. Bobonete a fost și el implicat într-o controversă după ce a fost acuzat că și-a bătut joc de Alexandru Pârgaru, devenit celebru pe internet pentru momentul cu musca de la Canal 33. S-a discutat atunci foarte mult despre umilirea concurenților care se practică în show-urile de talente și că în alte țări, de exemplu, jurații au fost dați afară pentru astfel de episoade. Cu toate astea, Bobonete a rezistat alături de Dragoș Bucur, Andra și Andy Moisescu îl puteți vedea în juriu astăzi de la ora 20:30 pe ProTV.